vidul miresei în locație nouă, cu aceleași haine vechi. Cum v-a mers aici în târg? Sincer, ne-a mers mai bine decât mă așteptam, ținând cont că este o locație care este pentru prima, mă rog, noi suntem pentru prima dată aici. A fost ok. Recomandați altor clienți pe o scară de la 1 la 10, pe unde ne situăm ca vânzări, pe unde ne situăm ca și comunicare și orice alt aspect sau orice altă categorie de evaluare pe care o considerați? La capitolul promovare pot să zic că v-ați făcut treaba excepțional. Aproape toți clienții vă recomandă pe voi nouă și ne întreabă de foarte multe ori dacă suntem aici. Asta e motivul pentru care am și venit, pentru că foarte mulți clienți ne-au solicitat să fim aici. V-aș recomanda, da, în special pentru businessurile mici, pentru că este o expunere destul de bună pentru ei, dar și pentru ochii de mireasă. Oricum, Ghidul Miresei este cam cel mai vechi în piață, să zic, și cel mai cu notorietate la capitolul târguri de nunți. Deci nici nu cred că trebuie să recomandăm noi, cred că vin ei de bunăvoie, oricum. O să dau un pic din casă, pentru că eu mai știu niște informații așa secrete și vreau să ne confirm dacă sunt adevărate sau nu. Știu de la o colegă că a aflat de la voi acum câteva săptămâni, când ați vorbit pentru prima oară la telefon, că ați avut într-un weekend sau într-o zi, nu mai știu, multe programări și că absolut toate au întrebat dacă veniți la Târgu Ghidul Miresei. Asta înainte să vorbim noi și să semnăm contractul. Așa este adevărat sau am auzit? Nu, este adevărat. Noi luasem hotărârea să nu venim inițial pentru că era destul de riscant pentru noi, nemai fiind aici în locația nouă. Și weekendul ăla chiar a fost decisiv pentru noi. Atunci am luat decizia să venim chiar duminică, după ziua de sâmbătă. Am vorbit cu colega de aici și atunci am luat decizia să venim. Deci ăla a fost factorul decisiv care ne-a determinat să venim. Da, toate clientele în ziua aia ne-au întrebat, dar nu veniți și la Ghidul Miresei? A fost la fix, a fost ca universul. A doua zi ne-a sunat colega și am zis, da, venim. Venim, că prea multă lume ne-a întrebat. Deci la capitolul promovare, n-am ce să zic, chiar a fost bine. Și înțeleg că nu regretați, da? Adică v-a fost ok, ați luat decizia corectă. Da, pot să zic că plec de aici mulțumită, nu plec cu niciun regret. Mulțumim mult pentru prezență, vă așteptăm și data viitoare alături de noi.